Curtea de Apel București a dat o mare lovitură lui Gigi Becali, patronul FCSB trebuie să îi peletească ades gubirii amicului său de la XA. Financatorul FCSB Gigi Becali a fost obligat de Curtea de Apel București sublinierea la plata unor despăgubiri în valoare de 30.000 de euro, în urma procesului intentat de juristul clubului XA Steaua, Florin Talpan. Decizia nu este definitivă. Curtea de Apel București sublinierea a respins apelul formulat de Becali, sublinierea a stabilit cuantumul despăgubirilor către Talpan la 30.000 de euro. Respinge apelul formulat de apelantul părut ca nefondat. Admite apelul formulat de apelantul reclamant. Schimbând parte sentința apelat în sensul ce stabile subliniere te cuantumul despăgubirilor la suma de 30.000 euro. Menține restul dispozițiilor sentinței. Obligă apelantul părât să peletească apelantului reclamant suma de 50 lei, cheltuieli de judecat în apel. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, se arată în solicia pe scurt prezentat pe portalul instanțelor de judecat, conform newsro. Financatorul echipei FCSB George Becali, sublinierea juristul clubului XA Steaua, Florin Talpan, s-au contrat în repetate rânduri pe tema folosirii numelui Steaua, sublinierea Steaua București, sublinierea TIP.